În căutarea unor soluții viabile și după lungi analize ale primăriei și Consiliului Local, este posibil ca municipalitatea să preia 150 de angajați ai serviciului de transport-distribuție de la Termica. Această modificare este motivată de faptul că cineva trebuie să gestioneze situația la rece și ar fi chiar două variante de gestiune, directă sau delegată. În cursul săptămânii trecute am avut o discuție cu consilierii locali. E veșnică problemă care nu se mai termină. Și o spun chiar la modul sincer, blestemul Termica. Am propus un proiect de hotărâre care se va dezbate în cursul ședinței de mâine, în care primăria, aparatul de specialitate al primarului, să fie mandatat să vină să prezinte două aspecte, două modalități de gestionare a serviciului transport, distribuție, furnizare energiei termice, respectiv gestiunea directă, ceea ce presupune înființarea unui serviciu în cadrul primării municipiului Suceava. Și aici sigur că avem o mare problemă, deși pare mai avantajos la un moment dat faptul că nu putem angaja, încercăm să promovăm un memorandum la nivelul Guvernului României, vom veni cu aceste analize, puncte tari, puncte slabe, și la fel gestiunea delegată. În cadrul gestiunii delegate este aceeași problemă. Noi putem face o societate nouă cu acționariat 100% Consiliul Local, dar ca să putem beneficia de gestiunea serviciului trebuie să participăm la licitații. Deci este riscul să faci o societate, să o dotezi, să o utilizezi și să pierzi licitația. Deși în discuție s-a vehiculat un număr de 150 de angajați ai serviciului de la Termica, sindicaliștii și-ar dori ca primăria Suceava să preia mult mai mulți. În varianta în care primăria va prelua cei 150 de angajați de la Termica, salariile acestora s-ar putea să nu mai fie la fel pe fluturaș. În oricare din variante voi propune consilierul local ca municipalitatea să preia 150 de salariați de la Termica, din cei 270 cât aproape sunt în prezent. Discutăm de salariații care sunt arondați activității transport-distribuție. Trebuie să facem eforturi în continuare să asigurăm apa caldă și căldura în municipiul Suceava. Eu judec pozitiv, gândesc pozitiv că altfel nu mai vin la servici și sper să găsim o soluție. Este evident că și populația trebuie să plătească. Cei de la sindicate, sigur, vor mai mult, dar din studiul de oportunitate care s-a făcut la începutul acestui an, din analizele care s-au făcut, din ce se întâmplă astăzi pe teren. Astăzi, la transport-distribuție, sunt 142 de salariați. Din bugetul local, din încasarea Murphy, deci trebuie să vindem marfa sau încasăm, despre asta este vorba. Termica este într-o situație delicată. În privința situației de la Bioenergie, primarul Ion Lungu afirmă că situația lor nu este chiar de plâns. Bioenergie a încasat un certificat pentru energia termică dată la populație. În măsura în care funcționează fără, deci în condensație, primește două certificate. Dacă funcționează în sistem de cogenerare, ceea ce înseamnă că dă și energie termică la populație, mai încasează un certificat în plus. Deci am mai încasat un certificat în plus pentru serviciul de cogenerare. Așa că trebuie să facem cu toții câte un compromis, mai băgăm una în buzunar, să mergem mai departe, să depășim iarna. Nu este exclusă nici varianta creditării abonaților Termica pentru achiziționarea de centrale de apartament, însă nu este nici de actualitate. Dacă Doamne ferește, nu-i mai ieftin și cred că se dovedește că noi am luat o decizie bună dacă ne uităm ce e astăzi pe piață. Această majorare a prețului la gazul metan, care nu vine, că am prelungit-o noi, dar ea vine într-o zi. Oricum, soluția corectă e ceea ce am făcut noi pe resturi de lemn, pe biomasă, costurile sunt mult mai mici. Dacă Doamne ferește, aici este o problemă. Vechea poveste, bioenergia a pornit pe o schemă de afaceri când se dădeau mai multe certificate. Certificate aveau valoare atunci de 55 de euro, astăzi 30-32 de euro. Deci sunt niște probleme care nu mai depind de primărie. Dacă Doamne ferește ajungem într-un blocaj cu bioenergie, se poate întâmpla acest lucru. În alte condiții, nu cred că... Soluția este și de a majora și prețul la gigacalorii la populație, ca să stăm la modul cinstit. Nu putem ține acest preț până la comandă la 185 lei. Sigur, nu spune problema în această iarnă, dar în timp. Tocmai în ideea de a fi o echitate în oraș, așa cum spuneam, nu este corect ca cei care nu sunt la sistemul centralizat să suporte cheltuielile de subvenție a celor care sunt la sistemul centralizat. Eu zic că maxim într-un an de zile lucrurile se rezolvă într-un fel sau altul.